Pericolul câinilor maidanezi este din ce în ce mai acut în administrațiile locale din Câmpul Lung și zonele limitrofe. Se știe că adăpostul patronat de către Fundația Anima este ocupat în proporție de 100% și, ca urmare, patrupedele umblă libere pe străzi, devenind reale pericole pentru adulți și mai ales pentru copii. Edilii localităților Valea Mare Pravăț și Budea de Sus au încercat tot felul de soluții, însă rezultatele au fost nefavorabile. O problemă pe care o avem noi în Valea Mare și e atât de greu să-i găsim rezolvarea, e aceea a câinilor vagabonzi. Am făcut adrese peste tot, da? Faptul că luăm, că îl castrăm și atâta tot, nu e o soluție. De ceva, nu știu, de mulți ani, n-am văzut, să spunem, că au fătat cățelele și puii au ajuns la maturitate. Probabil îi mănâncă ceilalți, îi mai omoară mașinile, dar cei care sunt adulți la ora asta, nu avem soluție ce să le facem. Cu siguranță sunt aduși și din alte localități, pentru că trecem zilnic pe străzi și vezi la un moment dat 2-3 câini, dar nu-i cunoaște nimeni. Aici, nu știu, trebuie să vedem cum și autoritățile centrale până la urmă să găsească o soluție, adică s-au mulțit și chiar reprezintă un pericol pentru toată lumea, nu numai pentru copii, nici nu se mai pune problema, pentru toți. Adăpostul la Câmpul Lung, de câte am înțeles, nu mai are capacitate. Am făcut adrese, cred că în aproape toată țara. Am intrat pe net, am văzut unde sunt adăposturi, inclusiv pe la Constanța. Nimeni nu primește câini. Este un vid aici cu câini. Eu am încercat de vreo două ori să fac un contract cu o firmă de ecarisaj. În momentul de față, datorită ONG-urilor, știți foarte bine, nu a mai dat dreptul nimănui ca să facă, e încă în litigiu. Acum 3 săptămâni am avut o întâlnire cu doamna primar. A spus că imediat cum demarăm această procedură, să ne gândim să facem un ADI pe locația de câini. Mai cu seamă că Budea de Sus este cea mai văduvită, să spunem așa, că a fost acolo zona unde a ținut câinii Câmpul Lungu. Acum, chiar dacă ne uităm acolo, nu mai sunt, ei au fugit. Unde au fugit? Budea de Sus? Mai sunt. A fugit către Budea de Sus și Budea de Jos. Știm foarte bine că au fost mai multe probleme anii anteriori, când a rupt atât animale și pe la noi. Sunt mulți câini, trebuie să găsim. Iar tot din punctul meu de vedere, știți că ăsta sunt și nu numai în fața dumneavoastră, și în fața oricărei persoane, fie ea cât de mare în rang este, o spun că, așa mi se pare mie corect să o spun, în față. Eu cred că inclusiv organele, cum ar fi DSP-ul, să dea un ordin clar la medicii veterinari să se ducă să-i microcipeze, să vedem despre ce este vorba, că sunt foarte mulți câini care sunt din gospodăriile noastre. Asta ar fi o problemă. Bun, știu că sunt reticenți cetățenii pentru sterilizare. Bun, barim microcipare. În momentul în care l-am găsit microcipat și l-am găsit pe stradă, primește o sancțiune atât de mare încât s-ar putea, cum vine vorba, pe 10 ani de zile să nu mai poată să-și mai aibă, eu știu, căței câini prin curtea respectivă. Până când nu vom lua măsurile respective, există o lege, numai că nu este pusă în aplicare. E adevărat, medicul spune că știți că nu vrea nimeni. Nu e adevărat, este lege și unde e lege, nu mai e discuție. Dacă plecăm de la problema respectivă, cu toate. Au fost, într-adevăr, ONG-uri care au venit anul trecut, am avut și a făcut adrese către noi, am făcut și o adresă către toți colegii consilieri, i-am rugat pe toți, dați-mă sfoară în țară, să ducem, cum vine vorba, atât pisici cât și câini, ca să-i sterilizeze. Pentru fiecare 5 din ele n-ar fi ridicat un câine. Ce să spun? Situația câinilor maidanezi este una destul de complicată la nivel național, însă trebuie găsite soluții pentru rezolvarea acesteia. Primarii din zonele urbane și chiar din municipii, cum este Câmpul Lungul, așteaptă ca legiuitorii să dea o lege în vederea soluționării acestei probleme, care a devenit deja dramatică.